Am făcut cunoștință într-o casinea din Chișinău. El era împreună cu nepotul său. Și atunci, în seara aceea, cred că am stat vreo 15 minute împreună, nu mai mult. A doua zi, el m-a sunat și îmi spune că hai să ne vedem că... Servim o cafea la amiază? Da, că am o vorbă serioasă cu tine. Am spus că vreau să ne întâlnim și servim o cafea să nu, și ai spus că vreau să spun ceva. Nu, da, dar nu știi ce... Zic, ok, că nu-mi dădeam seama ce vreau să-mi spună. Mm-hmm. Tu mi-ai spus așa că... Eu simt foarte bine oamenii, și să știi că am așa un dar că văd viitorul. Și mi-a zis că eu văd că tu vei fi soția mea. Eu așa... A rămas puțin șocată, pe urmă mi-a spus, eu îți dau timp, nu-i problemă, îți dau doi timp. Când dai 2 ani, să mă distrez, să fac ce vreau, să ies cu băieți, să facă tot. Să faci cunoștință, da. Dar i-am spus că mine mai bun nu găsești. Stai fără grijă, asta eu așa am spus. Nu, nu. Da, da, da. Nu, n-ai spus. Ei, nu. Eu am făcut așa niște ochi. La început, puțin nu înțelegeam, mă gândeam că poate glumește, nu mă gândeam că spui asta în serios. Și după asta am plecat în Franța, chiar peste două zile am plecat în Franța, am venit înainte de anul nou, n-am comunicat vreo 3 luni, am venit după 3 luni acasă, i-am făcut câteva mici cadouri, așa, niște... Da, niște mici cadouri. Mici cadouri, da, de la Moș Crăciun. Și am vorbit, am stat ca semn de mulțumire. Am vrut să-i dau un pupic. Eu m-am dat la o parte, dar pe urmă ne-a dit... Și în momentul acela m-am drăgostit. Da. You see the love. După asta, chiar după 2 sau 3 zile, eram pe la Ciocana, aproape de casă, spun Natalița, hai plecăm până la Vadlăvodă, îmi schimb hainele și am venit înapoi de strămă departe. Și mi-a spus că vreau să-ți fac cunoștință cu sora, ok, zic, hai, ne-am schimbat hainele și am venit. Am plecat împreună acasă, am intrat în casă. Nu, eu, stai, înapoi. Tu vine mai diminit în casă, că eu la început nu vreau să intru în casă, zic că uite, nu vreau să fac așa de repede cunoștință cu părinții tăi, zic că eu stau mai bine în mașină, eu te aștept. Nu, el a intrat în casă, 2 minute în partea faie, ai intră casă, că părinții a spus că să nu... Da, da, corect, părinții mi-au spus că nu-i frumos să stai cineva în mașină și tu intri în casă. Dar nu erai și... foarte tare. Am chemat-o în casă, am intrat în casă, deci părinții au văzut-o, i-am spus direct, eu îți direct cu timp, i-am spus părinții că asta să fie viitoarea soție. Nu, tot ce l-ai spus cum atunci. Nu, eu am spus... Câteva întâlniri. A, pe câteva, ok. Atunci, pe simplu, așa da, eu am stat... cu mință, că nu scotem un cuvânt. Da, 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 da. Și atunci i-am spus părinților că noi am hotărât să rămânem împreună deja. Părinții puțin au luat în serios, pentru că pe mine nu m-au luat în serios, pentru că știu că eu nu prea... Gândeau că nu m-am mai însor, dar cu mama tot timpul însoară-te, dragul mamei însoară-te, și așa și mama însoară. Cunoștință cu părinții mei, după asta am plecat, trebuia să facem cunoștință cu părinții Nataliței. Am fost la mamică, am făcut cunoștință cu mama, soacră și, adică normal că am avut emoții, am luat un buchet de flori, mama spune că trebuie să vin cu, să-i îmbrac o fata în cap, nu mai știu, trebuie să-i îmbrac o basma. Nu i-am mai îmbrăcat, am venit așa direct, am spus, mama, noi am hotărât și vrem să fim împreună, mama tot nu a luat în serios. Și după asta, practic, nu mai țin minte, a înșit, a început să fim împreună, au văzut că la noi tot e bine, se înseamnă că merge totul bine, adică așa au fost. Le mulțumesc foarte mult părinților pentru grija lor, pentru faptele bune pentru noi. Eu pot să-i mulțumesc și mamii soacrii că mi-au dat așa o soție lângă mine, dar mai sunt și certuri, mai sunt și asta, de asta. Pe noi nu ne oprește, fiindcă în viață noi totul, regulăm tot noi. Nimeni nu e perfect în ziua de azi, da. Dar noi luptăm unul pentru altul și eu văd că la noi o să fie o familie puternică.
altul depinde de noi. Dar mai mult depinde de un bărbat. Cum se luptă un bărbat pentru familie și dacă bărbatul, cum se spune, de la un bărbat bun soția nu fuge și familia. Așa că noi o să ne luptăm și o să învingem și o să trecem peste tot. Este o persoană foarte sufletistă și asta cred că, de asta cred că cel mai mult m-am îndrăgostit. Place că este foarte gingaș și mi-este foarte vesel cu dânsul. Cred că dacă nu mi-era atât de vesel, cred că nu știu, poate... Nu pot să spun că nu eram cu el, dar oricum asta foarte mult contează într-o familie, într-o relație, când poți să fii liber lângă persoana care ți-e dragă, pe care o iubești. De la mușcături, mușcăturile? Da, de la mușcături. A doua zi mai am câte o vânătaie, nu prea înțeleg de unde. Prin somn, cred că mă bat. Și eu sunt sigură și simt că va fi un tată foarte bun la copii. Pentru că asta am văzut și în familia soțului, adică socrii mei, care sunt niște oameni extraordinari și îmi pare foarte bine că îi voi avea alături ca încă părinți, că din păcate tăticul meu nu mai este, dar deja am un tătic care foarte mult mă iubește și eu foarte mult îl iubesc. Și asta mă bucur foarte mult, că sper și cred că va fi și în familia noastră. O să fie? Natalița, în primul rând pot spun că am foarte mare dragoste față de ea, fiindcă ea este pentru mine o persoană firavă, gingășă. Am văzut în ea o mamă bună, fiindcă am văzut cum se joacă chiar și cu nepoței ei. Am văzut cum și nepoței se trag la ea. Cum a spus și Natalița, că sunt oamenii. Și în timpul, perioada de jumătate de ani cât suntem împreună, chiar m-am convins că Natalița e o persoană foarte, foarte bună și sper și știu foarte bine că și mămica și surioara și lumea, prietenii ele, știu că e o fată foarte bună. Ea pentru mine este tot. La momentul de față este tot, fiindcă în viață și pe viitor, numai pentru ele și pentru ea și o să lupt, pentru copii, pentru ea, o să-i fac viața mai dulce, să spunem, da? Viața nu e așa de dulce, dar o să mă lupt pentru ea. Are un caracter care mie îmi place. Are un caracter cât de bun, atât și aprins. Dar cât e de aprins, ne liniștim unul pe altul. Știu că am foarte multă dragoste de la ea și eu la fel dau toată dragostea eu dau ei. Fiindcă dacă să avem dragoste unul față de altul, la noi o să fie totul bine, știu. Și eu îi promit și spun și acum, fiindcă o să aibă o viață fericită lângă mine. Eu vreau să spun că te iubesc. Je t'aime. I love you. Я тебя кохаю. Я тебя люблю. Ich liebe dich. Ich liebe dich? Mm-hmm. Ok. Шикарный вид.